În România, în fiecare an se înregistrează peste 20.000 de copii născuți prematuri și de nou-născuți cu greutate mică la naștere. Prematuritatea și complicațiile sunt responsabile de mai mult de jumătate din decesele neonatale, reprezentând una din principalele cauze de mortalitate neonatală din țara noastră. În acest sens, Galațiul ia atitudine și își construiește cel mai modern centru de patologie neonatală din sud-estul României. În prezent, doar 4 spitale de copii din țară beneficiază de astfel de secții. Proiectul este susținut de medicul Aurel Nechita și a fost demarat în anul 2004 împreună cu Banca Mondială. Deci aici vor veni nou-născuții din maternități cu anumite boli chiar de la naștere și vor fi tratați aici. Centre ca acestea sunt la Iași, la București, la Cluj și la Timișoara. Îngrijirea unui copil prematur este extrem de costisitoare. Statisticile la nivel european indicând un cost de aproximativ 1.000 de euro pe zi. În țara noastră, centre de patologie neonatală se găsesc la Iași, București, Cluj și Timișoara. Va fi o secție de 15 paturi cu dotarea care deja am primit-o, iar lucrările de reamenajare a infrastructurii, una peste alta, toate se ridică la 1.000.000 de euro. Din 2005, Spitalul de Copii a fost ridicat la rangul de spital clinic de urgență pentru copii, dotat cu secții și personal de specialitate de înaltă clasă.